O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina. Dragi ascultători, vă invităm să-l ascultați pe Sami Tuțac. Ne va vorbi despre Iisus cel mort și înviat. Într-o zi, un creștin rus s-a dus la Moscova ca să-l vadă pe Lenin. S-a pus la rând, era multă lume la mausoleul acela și când a ajuns în dreptul soldatului care păzea mausoleul lui Lenin, s-a apropiat de el și i-a spus încetişor așa: tovarășe, aș dori să vorbesc cu tovarășul Lenin. Soldatul i-a spus: dar nu se poate. Dar de ce? Pentru că e mort. Și omul a zis da și a plecat. S-a dus însă afară și s-a pus din nou la rând. Și cu răbdare a așteptat până a ajuns din nou în fața soldatului. S-a apropiat din nou de soldat și a spus: tovarășe, aș vrea să vorbesc cu tovarășul Lenin. Și soldatul i-a spus: da, nu se poate. Dar de ce? Pentru că e mort. Și omul a spus da și a plecat iarăși. Și iar s-a pus la rând. A ajuns a treia oară în fața soldatului, care deja s-a înroșit tot pentru că l-a recunoscut. S-a apropiat din nou tacticos de el și a spus: tovarășe, aș dori să vorbesc cu tovarășul Lenin. Și a spus: dar nu se poate. Și omul a întrebat: dar de ce? Fiindcă e mort, e mort, e mort. Și omul a spus: știu și eu, dar îmi place cum sună. Iisus Hristos însă e viu. Amin? Și e viu în vecii vecilor. Acesta a fost mesajul central al Bisericii Primare. Acesta trebuie să fie mesajul nostru central. Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, conform Scripturilor, a fost îngropat, dar a treia zi a înviat, conform Scripturilor. A înviat, spune, și s-a arătat la mai mulți. Au fost mulți care l-au văzut. Au fost mulți care au stat de vorbă cu el. Și timp de 40 de zile, spune Luca la Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu versetul 3, timp de 40 de zile, în multe rânduri și în feluri diferite, Domnul Iisus s-a arătat celor care au crezut în El. Domnul Iisus s-a arătat celor care erau dragi, adică ucenicilor Lui. N-a făcut un spectacol din învierea Lui, nu s-a dus să facă o prezentare sau să facă un show nici la curtea lui Pilat, nici la Ana, nici la Caiafa, ci pur și simplu, în cele 40 de zile, s-a arătat ucenicilor Săi. Mulți dintre ei n-au crezut de la început. Cei mai mulți dintre ei au fost sceptici. Cei mai mulți dintre ei au fost în confuzie. Cei mai mulți dintre ei n-au știut ce să creadă de la început. Pentru că Scriptura ne spune, imediat după înviere, Domnul Iisus venea, se întâlnea cu unii dintre ei, fie că erau un grup mai mic, sau chiar găsim scris că a fost și un grup mai mare, de aproximativ 500 de frați, fie că au fost persoane individuale, pentru că au fost câțiva care au avut și harul acesta extraordinar de a se întâlni într-un mod personal, între patru ochi. Au fost, spune Scriptura, niște întâlniri de gradul zero, în care Domnul Iisus s-a întâlnit doar cu o singură persoană, pentru scopuri foarte clare. Însă de fiecare dată când venea și se întâlnea cu ei, vorbea cu ei, mânca cu ei, mai mult decât atât, îi provoca și le spunea: veniți și puneți mâna dacă nu credeți. Vă amintiți cum i-a spus lui Toma? Și Ioan în prima lui epistolă spune: noi ceea ce vă învățăm, ceea ce scriem noi, ceea ce vă scriem noi, este despre ceea ce am auzit, ceea ce am văzut și ceea ce am pipăit cu mâinile noastre. Noi despre asta vă spunem. Numai că Domnul Iisus venea pe când ei se așteptau, poate cel mai puțin,
Și pe când le-ar fi plăcut să stea cu ei mai mult, rămâi cu noi, au spus doi care mergeau spre Emaus, rămâi cu noi căci este spre seară. Și a intrat cu ei, dar n-a stat decât foarte puțin. Și în momentul când l-au cunoscut și au văzut cu cine au de-a face, Domnul Iisus a plecat și pleca din mijlocul lor. Și scenele acestea se repetau mereu și mereu. Și mulți dintre ucenici, între care și Petru, se pare că traversau o anumită perioadă de dezamăgiri, de depresii, nu știau exact ce se întâmplă, erau disperați, erau o anumită credință în ei, dar poate că se întrebau unde este, de ce pleacă așa de repede. Petru le-a spus câtorva care erau împreună cu el, mă duc să prind pește. Adică, cu alte cuvinte, sunt tentat să mă întorc la ceea ce eu știu să fac. Atunci când Domnul Iisus l-a chemat pentru prima dată pe Petru și i-a spus, vino după mine, Petru era la pescuit. Dar vă spuneam, Petru nu practica pescuit sportiv. Petru nu era la pescuit de plăcere. Petru era la pescuit pentru că asta era meseria lui. El din asta trăia. El asta știa să facă, din asta își câștiga existența. Și Domnul Iisus l-a chemat atunci și i-a spus, vino după mine și te voi face pescar de oameni. Și niciodată de atunci Petru nu s-a mai întors înapoi la pescuit, decât atunci când Domnul Iisus l-a trimis să prindă un pește care avea un ban înghițit, ca să aibă bani să-și plătească impozitele. Și acum Petru spune, mă duc înapoi, mă duc să prind pește. Numai că știți ce se întâmplă atunci când ajungi să iei decizii, cum a luat Petru o decizie așa la disperare, sunt și alții care vor spune, mergem și noi cu tine. Și deciziile care le iei de multe ori influențează și pe ceilalți. Și am văzut în pasajul acesta de la versetul 1 la versetul 14 că au plecat la pescuit și au prins mai mult de o grămadă, adică nimic. S-au zbătut toată noaptea și n-au prins nimic. Și dimineața cineva i-a așteptat pe țărm și le-a pus o întrebare. Îi întreabă, copiii, aveți ceva de mâncare? Adică, oameni buni, dacă ați fost toată noaptea să pescuiți, ați prins ceva? A adus munca voastră vreun rod? S-a întâmplat ceva spectaculos în timpul acesta? Copiii, aveți ceva de mâncare? Și ei recunosc că n-au nimic. Și Domnul Iisus le dă soluția. Și apoi, când văd ei ce se întâmplă, unul din ei spune, este Domnul. Și când se întorc înspre mal, când se duc înapoi la țărm, au o surpriză extraordinară. Era dimineață, era frig, dar cineva era pe țărm și aștepta. Era un foc, erau cărbuni aprinși acolo și era pește pus deasupra. Și cineva le spune cu multă dragoste, veniți de prânziți. Mai mult decât atât, le zice, aduceți și din peștii prinși de voi. O scenă extraordinară, o scenă fascinantă. Domnul Iisus pe țărm, la Marea Tiberiadei. Ucenicii obosiți, transpirați, înfrigurați, Petru chiar sărise în apă. Au o experiență extraordinară, 153 de pești mari sunt prinși în plasă și deodată se lasă liniștea. Și lângă focul acela stau, mănâncă, vorbesc. Nu știu dacă vă puteți imagina. Vreau să cred că unul dintre cei de acolo tace. Pentru că era unul care mai stătuse lângă un foc cu ceva timp înainte. Și acum stând lângă focul acela și încălzindu-se la foc, în mintea lui au început să apară imaginele unui alt foc. Când mergând de departe după Domnul, urmându-l de departe să vadă ce se întâmplă, spune cuvântul lui Dumnezeu că Petru s-a oprit să se încălzească la foc. Și a venit cineva, s-a apropiat de el și a spus, și tu erai cu Iisus. Numai că exact în momentul acela, spune Luca, de acolo, din mijlocul celor care îl judecau, Domnul Iisus Hristos s-a uitat înspre el. Și ochii lui s-au întâlnit cu ochii lui Petru. Privirea lui s-a întâlnit cu privirea lui Petru. Și Petru a ieșit afară și a plâns cu amar.
În dimineața învierii, însă, Domnul Iisus, când a transmis femeilor mesajul clar al învierii și le-a spus, duceți-vă și spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Domnul Iisus adaugă ceva și spune, mergeți și spuneți fraților mei și lui Petru. Spuneți-i și lui Petru, și el este fratele meu. El m-a trădat, el s-a lepădat de mine. Dar el este fratele meu, mergeți și spuneți-i și lui că am înviat și vreau să ne întâlnim. Și în dimineața aceea, undeva după întâlnirea cu Maria Magdalena, undeva după întâlnirea cu femeile, atunci când le-a spus bucurați-vă și le-a transmis mesajul acesta, dar înainte de întâlnirea cu cei doi care mergeau spre Emaus, Domnul Iisus s-a întâlnit cu Petru, numai ei doi. A fost o întâlnire fascinantă, atât de fascinantă că nu ne-a lăsat nimeni scris absolut nimic despre ceea ce s-a întâmplat la întâlnirea aceea. Domnul Iisus și Petru, numai ei doi, ce și-or fi spus, ce reproșuri i-o fi adus Domnului Petru? Poate că i-ar fi spus, măi Petre, sunt total dezamăgit de tine. Așa cum m-ai dezamăgit tu, nu m-a dezamăgit nimeni, nici Iuda, la ăsta mă așteptam, dar la tine nu. Ar fi putut să-i spună, măi Petre, ești om? Sau câte fețe ai, Petre? Sau cât de gros ți-e obrazul, Petre? Multe lucruri s-ar fi putut spune dacă aș fi fost eu în locul Domnului Iisus sau voi, dar nu Domnul. Nu știu ce și-au spus, poate o să aflăm în veșnicie. Vreau să cred doar atât, că Domnul Iisus i-a spus lui Petru, Petre, te iubesc. Dar te iubesc mult, foarte mult te iubesc. Petre, de când te-am chemat de acolo, de la mrejile tale cu pește de la Marea Galilei, de atunci m-am uitat la tine și am văzut ziua de Rusalii. De atunci, de când ți-am spus, vino după mine și te voi face pescar de oameni, te-am văzut în fața a mii de oameni, în ziua de Rusalii, în Ierusalim, când vei proclama cu multă putere pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Noi îl mărturisim astăzi. Și 3.000 de oameni s-au întors atunci la Domnul. Petre, te-am iubit de atunci și te iubesc, însă au trecut câteva zile de la întâlnirea aceea, Domnul Iisus li s-a mai arătat în seara aceea și apoi peste 8 zile, din nou special pentru Toma, dar era și Petru acolo, și acum sunt la Marea Tiberiadei, acum stau lângă focul acela și mănâncă și Petru cred că stătea ca pe ace, pentru că dintr-o dată, după ce se termină prânzul, Domnul Iisus îi spunea, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Știți că de multe ori unii cercetători biblici și-au pus întrebarea la ce s-a referit Domnul Iisus când a spus aici, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Sunt unii care preferă să traducă, mă iubești tu mai mult decât pe aceștia. Adică mă iubești tu mai mult decât peștii, mă iubești tu mai mult decât pescuitul, decât profesia asta ta care ți este atât de dragă? Nu știu câte dreptate au, dar ceva mă face să cred că Domnul Iisus nu la asta s-a referit. Nu cred că Domnul Iisus a vrut să-i spună, Petre, mă iubești tu mai mult decât iubești peștii ăștia, ci cred că întrebarea Domnului Iisus are legătură cu o discuție care Domnul Iisus o are cu Petru înainte ca el să se lepede. Atunci când Petru a îndrăznit să spună, Doamne, dacă toți aceștia, Doamne, te vor părăsi. Petru avea o problemă. O problemă care o avem și noi de multe ori. Ne considerăm atât de grozavi, atât de siguri pe noi, atât de puternici în umblarea noastră cu Domnul. Și oricare din ceilalți frați și surori ar fi posibil să aibă vreo cădere, dar nu eu, ăsta a fost Petru, ăsta suntem noi, așa suntem noi de foarte multe ori. Petre, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Cineva a făcut o traducere foarte frumoasă și spunea cam așa, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că mi-ești drag. Și Domnul l-a întrebat a doua oară, Petre, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Doamne, tu știi că mi-ești drag. Și Domnul Iisus îl întreabă, Petre, îți sunt drag? Într-un fel, Domnul Iisus coboară ștacheta și Petru se întristează. Din întâmplarea aceasta de la Marea Tiberiade, aș vrea să învățăm
adevăruri scurte, dar importante pentru noi. Mai întâi, Iisus Hristos Domnul are dreptul să pună la încercare loialitatea mea când vrea El. Iisus Hristos cel înviat are dreptul să întesteze dragostea mea și loialitatea mea pentru El când vrea El. Chiar și la un loc plăcut. Erau într-un fel la un picnic împreună. Erau la o zi de părtășie. Și erau câțiva oameni acolo. Probabil că Petru ar fi preferat să fie discuția aceasta doar între el și Domnul. Însă și discuția dinainte, în care Petru s-a lovit cu cărămizile în piept, cât este el de grozav față de ceilalți, a fost tot o discuție publică. Petru trăia niște dezamăgiri. Încă nu era foarte clar ce s-a întâmplat. Și se vede asta și din ceea ce spun cei doi care mergeau spre Emaus. Ei au avut niște așteptări. Ei când s-au dus și au pornit să-L urmeze pe Domnul Iisus, ei au avut în minte un program. Însă întâmplarea face că programul lor nu corespundea cu programul care era în mintea Domnului Iisus. Domnul Iisus avea un program, ei aveau alt program. Și nu se potrivea deloc ceea ce gândea Domnul Iisus cu ceea ce gândeau ei. Și erau în plină confuzie. Până și în ziua când Domnul Iisus s-a înălțat la cer din mijlocul lor, ei încă nu renunțaseră la programul care l-aveau ei în mintea lor. Până și atunci s-au apropiat de El și l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Tare mult le-a plăcut învățătura asta. O învățătură frumoasă. O învățătură care vorbea despre tronuri, despre scaune de domnie. Era o învățătură plăcută. Domnul Iisus le spune: stați puțin. Ăsta e programul vostru. Asta este ce e în mintea voastră, dar eu am un alt program. Iată ce se va întâmpla. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Dar ei pricep asta abia în ziua de Rusalii. Atunci când Duhul Sfânt coboară peste ei, atunci când Duhul Sfânt îi umple și începe să-i călăuzească și îi împuternicește, abia atunci înțeleg stupiditatea programului lor. Pentru că programul care era în mintea lor îi avea pe ei în centru. Ei să fie pe 12 scaune de domnie și să judece pe cele 12 seminții ale lui Israel. Asta era în mintea lor. Domnul Iisus însă are programul Lui, care este diferit de al nostru, de multe ori. Dar pentru a fi benefici în lucrarea Lui, pentru a fi benefici în programul pe care Domnul Iisus îl are, El are dreptul și vrea și caută și va face asta de multe ori, să pună la încercare loialitatea noastră când dorește El. De multe ori credem că atunci când toate ne merg bine, și atât cât timp cât toate merg bine în familia noastră, în viața noastră, în biserica noastră, când toate lucrurile merg bine, poți face orice. Domnul Iisus însă spune că nu poți să faci nimic, chiar dacă toate lucrurile îți merg bine, nu poți să faci nimic dacă nu ești lângă El. Despărțiți de mine, spune El, nu puteți face nimic. Și El însuși spunea despre El: eu nu fac nimic de la mine, ci tot ce fac este de la Tatăl. Știți cât de mult îl apreciem? Atât cât îl ascultăm. Când asculți, atunci tu într-adevăr îl iubești pe Tată. Noi îl prețuim cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos atunci când ascultăm de poruncile Lui. Și atunci demonstrăm că într-adevăr îl iubim. Și uneori, pentru că avem impresia că îl iubim așa de mult, El ne testează loialitatea noastră și dragostea noastră. Și face asta când dorește El. Dacă ne uităm în Scriptură la oamenii lui Dumnezeu care au fost testați, și n-aș vrea să mă refer acum la Avram, pentru că știm cât de puternic l-a testat Dumnezeu, dar aș vrea să vă spun despre alții doi. Pe Iosif l-a testat Dumnezeu când era tânăr și a testat loialitatea lui față de El când era tânăr. Pe Daniel, citiți Daniel capitolul 6, l-a testat când era bătrân. Dumnezeu ne testează dragostea noastră și loialitatea noastră față de El, când dorește El. Dar un al doilea adevăr care îl găsesc aici: Domnul Iisus Hristos are dreptul
să ne testeze mereu dragostea noastră pentru El. Are dreptul să ne testeze mereu și mereu. Domnul Iisus Hristos nu îl întreabă doar o dată pe Petru: Petre, mă iubești? Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu? Ci îl întreabă de trei ori. Și acum este rănit, pentru că Domnul Iisus îl întreabă de trei ori și se supără. Mă iubești? Mă iubești? Mă iubești? Petre, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, te iubesc. Și Domnul Iisus îi spune: dacă mă iubești, atunci paște oițele mele. Uneori când Dumnezeu ne testează loialitatea și dragostea noastră pentru El și ne întreabă: hei, tu chiar mă iubești pe mine? Tu chiar îmi ești loial? Și noi venim și spunem: da. Dar El spune: cum stai la capitolul relației tale cu soția ta? Cum stai la capitolul relației tale cu copiii tăi? Cum stai la capitolul relațiilor tale cu frații tăi? Cum stai la capitolul relației cu semenii tăi, cu cei din jurul tău, dacă mă iubești? Cum te raportezi la ei? Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și noi spunem: da, da, Doamne, te iubesc. Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu, cântăm. Dar Domnul te întreabă: da, soția ți-o iubești? Da, o iubesc. Dar cum o iubești? O iubești așa cum Hristos iubește biserica? Da, cum să nu? Dar știi că Hristos nu jignește biserica niciodată? Știi că Hristos nu-și lovește biserica? Sunt foarte îndurerat atunci când aud lucruri din acestea care mă cutremură. Creștini, oameni care își spun frați, oameni care vin la biserică și cântă, poate să și roagă, nu știu, dar au o relație ciudată cu partenerul de viață. Au o relație ciudată cu soția lor. Au o relație ciudată surori cu soții lor. Au o relație ciudată părinți cu copii și copii cu părinți. Dacă mă iubești, atunci treci la treabă și ocupă-te de oameni și arată-le dragostea. Și apoi un al treilea adevăr care îl găsim aici: pe măsură ce îmbătrânim, trebuie să devenim mai dependenți de Domnul. Adevărat, adevărat îți spun, zice versetul 18, că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va aduce unde nu vei voi. Pe măsură ce îmbătrânim, pe măsură ce ne maturizăm, vom fi și trebuie să fim mai dependenți de Domnul. Și mai mult decât atât, chemarea noastră, zice versetul 19, este să-L glorificăm pe Dumnezeu în viața noastră sau chiar în moartea noastră. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Domnul. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis: vino după mine. Uneori avem impresia că dacă am îmbătrânit, dacă ne-am maturizat, dacă suntem de mult la credință, le știm pe toate, nu mai avem nevoie să fim așa de aproape de Domnul. Da, cei care sunt la catecheză, cei care sunt acum la început, cei care abia s-au botezat, foarte bine că din când în când se mai fac întâlniri cu ei și se fac studii cu ei, dar noi știm, noi nu avem nevoie. Frați și surori, cu cât înaintăm mai mult pe calea cu Domnul, cu atât mai mult avem nevoie să stăm mai aproape de El, să-L cunoaștem mai mult, să-L iubim mai mult, să-L ascultăm mai mult, să fim model pentru ceilalți mai mult. Și apoi mai este aici un al patrulea adevăr: rodirea și credincioșia mea nu depind sau nu trebuie să depindă de ceea ce fac alții. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis: vino după mine. Petru s-a întors, vă puteți imagina scena? Domnul Iisus îi spune: vino după mine. Când vrei să mergi după cineva, te duci după el, nu mergi cu spatele. Petru s-a întors însă pentru că i s-a părut ceva suspect. Și-a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese: Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție?
tu vino după mine. Domnul Iisus îi spune acum, Petre, după ce am rezolvat problema între noi, acum după ce am înțeles că vrei să fii loial, acum după ce am înțeles că ești gata să mă urmezi și vei merge după mine până la moarte și în moartea ta vei aduce gloria lui Dumnezeu, acum, Petre, îți transmit din nou mesajul care ți l-am transmis la început când te-am chemat și ți-am zis, vino după mine. Dar Petru face ceva interesant. Petru face ceva care aș fi făcut și eu. Petru face ceva ce facem noi de multe ori. Doamne, dar ce va fi cu acesta? Doamne, Tu mă chem pe mine. Eu vreau să vin după Tine. Eu sunt gata să merg după Tine. Acum am înțeles ce Te aștepți sau ce aștepți de la mine. Dar totuși, Doamne, așa, pentru cultura mea generală, ce va fi cu acesta? Știți de ce de multe ori nu reușim să umblăm cu credincioșie după Domnul? Știți de ce de multe ori viața noastră este neroditoare? Pentru că în loc să muncim, în loc să lucrăm la a ne dezvolta relația noastră cu Domnul și trăirea noastră cu El și a căuta să rămânem înrădăcinați în cuvântul Lui și a fi în El și El în noi, de multe ori ne pierdem vremea ocupându-ne de ce fac alții. Doamne, dar cu acesta, ce va fi? Ce se va întâmpla cu el? Și Domnul Iisus îi răspunde și îi spune ceva extraordinar. Petre, fii atent aici. În viața de credință, nu contează de cele mai multe ori ce fac alții. Nu contează dacă alții o duc mai bine decât tine sau o duc mai rău. Dacă o duc mai bine sau mai rău, tu vino după mine. Fie că este vorba de păcatul altuia sau fie că este vorba de binecuvântarea altuia, tu vino după mine. Problema noastră este că de multe ori ne pierdem timpul atunci când ceilalți greșesc, ne ia timp să-i criticăm. Atunci când ceilalți sunt binecuvântați, ne ia din nou timp ca să îi vorbim de bine. Că iată, uite-te ce s-a întâmplat, ce mare. Și gelozia și invidia din noi ne dă de lucru. Dar Domnul Iisus îi spune lui Petru, Petre, ceea ce este important nu e ce se va întâmpla cu el. Pentru tine ceea ce este important este ca tu să vii după mine. Dacă alții au timp să-și vadă de alte lucruri treaba lor, dar tu, îi spune Domnul Iisus, vino după mine. Vedeți ceva foarte interesant. Domnul Iisus a vrut să-i dea de lucru lui Petru, să lucreze cu oițele, cu mielușeii, cu oile. Dar nu l-a întrebat, Petre, iubești tu oile? Petre, ești tu capabil să iubești mielușeii? Petre, ești capabil să iubești oițele? Petre, iubești tu oile? Nu. I-a spus, Petre, mă iubești tu pe mine? Eu care sunt marele păstor, mă iubești tu pe mine? Dacă mă iubești pe mine, atunci poți să iubești și pe ei. Dacă nu mă iubești pe mine, atunci nu îi vei iubi nici pe ei. Știți de ce avem deja de multe ori probleme între noi? Știți de ce de multe ori este greu în familie și unii se confruntă cu probleme mari în familiile lor? Știți de ce? Pentru că nu-L iubim pe Domnul. Când îl iubești pe Domnul, atunci nu-i greu să-ți iubești soția, să-ți iubești soțul, să-ți iubești copiii, să-ți iubești părinții. Să-ți iubești frații, să ne iubim unii pe alții, ca să vadă lumea de fapt cine suntem. Întrebarea însă rămâne aceeași și pentru noi. Mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? Nu contează ce fac alții. Nu contează așa de mult cât de loial sunt ei Domnului. Tu să fii loial. Asta este important. Tu să-L iubești pe Domnul. Tu, spune Domnul Iisus, vino după mine. Tu vino după mine. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. L-ați ascultat pe Sami Tuțac cu un mesaj special despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Vă invităm în continuare să rămâneți cu Radio Vocea Evangheliei. Până la o nouă emisiune, vă dorim toate cele bune. O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina.